A fost un jucător extraordinar. Un jucător care lui Ilie chiar i-a plăcut Târgu Mureșul. Deci era impresionat, chiar după un joc în care destul de neplăcut pentru ei, au condus 2-0. Și am reușit să câștigăm 3-2, să întoarcem un rezultat cu Balaș, cu Ștefănescu, cu Cămătaru, cu Da. toată echipa, cu Picleanu, echipa de aur și a Craiovei. Au rămas după joc, în seara aceea, trebuiau să plece, așa mi-au spus în teren, adică am Da. vorbit cu ei după meci, că pleacă acasă. După aceea s-au răzgândit și au rămas la Târgu Mureș, la Continental, la Da. Hotelul Continental. Și ne-am dus acolo a doua zi, eu a doua zi dimineață m-am dus cu Țaco Da. și cu Chiș, parcă am fost, și ei erau la micul dejun. Și au venit, Ilie, am stat 5 minute de vorbă, ne-a spus că admiră Târgu Mureșu. Într-adevăr, Târgu Mureșu era un oraș extraordinar în acea vreme. Toată lumea era încântată de orașul Târgu Mureș, de De-aia ați fi rămas acolo. civilizația din Târgu Mureș. Mi-a spus că este foarte frumos la voi, ați câștigat pe merit. Aveți o echipă extraordinară. Și iar noi am spus, a fost o zi norocoasă pentru noi. Voi Da. sunteți mult mai buni ca noi. Ilie era într-adevăr, la fel ca și Dobrin, o minune blondă, cum i s-a spus. Un jucător de echipă, un jucător cu suflet mare, un jucător talentat. O valoare în sensul adevărat al cuvântului.